tuturor, sunt Diana Andone, directorul Centrului de E-Learning din Universitatea Politehnică din Timișoara. Bine ați venit la noua ediție a webinarului Împreună Online, care se desfășoară la inițiativa Universității Politehnică din Timișoara, cu sprijinul IEEE România, a Asociației EDEN, a Alianței Române a Universităților Tehnice. De fiecare dată avem invitați universități din țară și de peste tot. Au fost foarte mult pe cadre didactice universitare, chiar conducerile unor universități, care au prezentat povestea lor individuală și modul în care s-a desfășurat în universitatea lor în această perioadă educație online. Ultimele două webinarii din acest an academic, cel de astăzi și cel de săptămâna viitoare, sunt dedicate integral studenților. Și de această dată îi avem alături de noi pe studenții de la universitățile din Timișoara și am să vi prezint pe scurt, urmând să-i prezint mai în detaliu înainte de a le da cuvântul fiecăruia dintre ei. Alexandru Iliescu de la Universitatea Politehnică din Timișoara, împreună cu colega lui Andreea Medrea, tot de la Universitatea Politehnică din Timișoara, Bogdan Giurgiu, care este de la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, Adrian Beha de la Universitatea de Vest din Timișoara și Alexandra Ferent de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timișoara. Primul care va vorbi despre care este perspectiva studenților și cum au lucrat ei în această perioadă, cum au văzut ei educația în mediul online în aceste ultime 3 luni și poate care sunt opiniile lor pentru viitor, va fi Alexandru Iliescu de la Universitatea Politehnică din Timișoara, care este student la Facultatea de Automatică și Calculatoare, e reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație al Universității și este de asemenea și în Liga AC, o ligă foarte puternică și cu foarte multe activități. Alexandru, ai cuvântul. Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Am să fac în acest moment un share screen la prezentarea pe care am pregătit-o. Se vede, nu? Ok. Am numit-o student în perioada COVID-19 pentru că a fost o perioadă total diferită pentru mine, cel puțin ca și student, și cred că a fost în același timp o perioadă dificilă și plină de provocări pentru toți studenții din România care erau obișnuiți cu un proces de învățământ față în față și nu online. Am un mic cuprins, voi vorbi despre 3 lucruri mai mari: adaptarea la noile reglementări, tot ce a însemnat adaptarea asta la mediul online și predarea în mediul online, reprezentarea în perioada pandemie, pentru că a trebuit să continuăm și aceste demersuri în această perioadă, chiar dacă nu am putut să ne mai desfășurăm activitatea fizic, și câteva concluzii și lucruri care, din punctul meu de vedere, ar trebui continuate și pe viitor. Adaptarea la noile reglementări, predarea online, cel puțin eu ca student nu am prins în cei 4 ani de facultate partea asta de predare online și tot procesul educațional mi l-am desfășurat față în față, cursurile le-am ținut față în față la fel și seminarele și laboratoarele. A fost o schimbare care cred că a venit cu provocări atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice, deoarece, ok, suntem noi mai tineri și ne adaptăm mai ușor la tehnologie pentru că folosim foarte mult în viața de zi cu zi, dar cu siguranță am avut probleme și fiind platforme noi pe care poate nu le foloseam până în acel moment, a trebuit să ne adaptăm cerințelor de atunci. În același timp, cadrele didactice au trebuit să își adapteze puțin și partea de predare, astfel încât să poată ajunge la studenți, la fel cum ar fi ajuns în timpul unui curs fizic, dar să poată ajunge și prin platformele pe care le utilizau pentru predare. Nu a fost o schimbare de genul acum, gata, ne oprim și totul se mută în online și a trebuit pregătită toată partea asta, atât pentru cadre didactice cât și pentru studenți, pentru că au existat studenți care poate nu au avut acces la tehnologia necesară pentru a fi prezenți la astfel de cursuri și atunci au trebuit găsite soluții împreună cu studenții, astfel încât să acoperim acele lipsuri materiale pe care unii dintre studenți le aveau, astfel încât procesul didactic să-și păstreze calitatea din viața de zi cu zi. Ca resurse, noi am
dispus la universitate de Zoom, dar și alte platforme pentru partea de cursuri online, iar partea de resurse educaționale, materiale pentru cursuri, testări online a fost susținută de platforma Campus Virtual, o platformă pe care am reușit în perioada asta să o integrăm în toată universitatea. Susținerea universității nu s-a oprit aici și eu consider că noi studenții am beneficiat de niște materiale destul de bune pentru ceea ce a însemnat adaptarea la online și lucratul de acasă. Am avut parte tot pe Campus Virtual de o secțiune despre consiliere psihologică, dar și materiale informative despre cum poți lucra de acasă și să lucrezi eficient. Pentru că toată lumea crede că dacă am lucrat de acasă, este mult mai ușor, suntem în spațiul nostru comun și totul se va desfășura mai eficient. Dar nu este chiar așa, pentru că, să fim serioși, când lucrezi de acasă, nu lucrezi într-un spațiu în care de obicei doar asta faci, e un spațiu în care dormi, mănânci și desfășori și activitatea personală și atunci câteodată e mai greu să poți să te concentrezi și să fii atent la cursurile respective. Examene online, nu consider că a fost mai ușor, probabil că mulți au resimțit o greutate în zona asta, pentru că unele examene, din ce știu, s-au transformat în examene de tip open book, cu cărțile pe masă, care, din perspectiva mea, sunt examene mult mai grele decât cele în care doar trebuie să înveți ceva și să aplici, pentru că trebuie să treci prin tot materialul respectiv și să fii conștient că, în momentul în care ai o întrebare specifică, aceea se regăsește la secțiunea respectivă și așa mai departe. În același timp, au fost examene orale. Noi, nefiind obișnuiți neapărat cu acest stil de examinare și modul în care învățam a trebuit să fie diferit și să ne adaptăm acestor noi cerințe. Provocările nu au fost unele foarte simple de rezolvat, pentru că uneori au existat momente în care cerințele cadrelor didactice poate au fost mai mult decât cele pe care studenții le așteptau și atunci a trebuit să existe anumite discuții prin care să putem vedea cum rezolvăm aceste probleme și să existe o înțelegere astfel încât și cei care nu dispun de toate materialele necesare să desfășoare activitatea cum trebuie. Reprezentarea, păi n-am putut spune stop și să zicem ok, revenim în momentul în care trece pandemia. Au fost mult de lucru și cred că toți studenții reprezentanți din universitate au lucrat la turație maximă pentru a reuși să rezolve problemele pe care le-au întâmpinat studenții de la noi din UPT. Am centralizat toate problemele studențești printr-un email probleme_studenți@upt.ro, care era unde pe acel mail toate mesajele au fost centralizate de către mine și ulterior trimise către prorectorul de resort sau persoane care puteau să rezolve acele probleme. Organizațiile și-au continuat activitatea și au început diferite mișcări de consultare a studenților pentru a vedea care sunt problemele pe care le întâmpină și cum putem să le rezolvăm. Toate acestea au fost ulterior discutate cu conducerea universității sau facultății, astfel încât soluțiile să fie unele aprobate de ambele părți și să găsim calea de mijloc împreună, pentru că asta cred că a fost cea mai importantă parte. Toleranța din ambele părți și dorința de a face mai bine și găsind împreună modul acela prin care putem să facem mai bine. În același timp a existat și implicarea civică a universității, dar și a organizațiilor. S-au susținut mișcări locale pentru combaterea COVID-19, mișcări realizate de către Fundația Județeană pentru Tinere Timiș sau de către EducaTM. Toate mișcările astea au fost susținute de către organizații și cred că asta a fost cel mai important, să trecem puțin și peste reprezentare sau ce înseamnă reprezentarea în general și să ajungem puțin și pe partea asta civică și să ne implicăm acolo pentru că a fost nevoie. Ca și concluzii, ce consider eu că ar trebui păstrat? Păi, cred că ar trebui păstrată platforma aceasta Campus Virtual pentru toate facultățile din universitate, pentru că până în
înainte de pandemie nu era folosită de toate facultățile și cred că este un beneficiu foarte mare pentru studenți să-și găsească toate materialele resursă în același loc. În același timp, cred că anumite activități se vor putea desfășura sau ar fi bine să desfășoare online și în momentul în care tot procesul didactic revine la normal, cum ar fi prezentări de proiect sau poate prezentarea statusului unui proiect. Nu mai este necesar să vii pentru 10-15 minute la facultate, pentru că lucrul acesta poți face acum folosind Zoom din camera de cămin sau din chiria pe care o ai. În același timp, prezentările de opționale ar putea să se desfășoare online, pentru că nu mai este necesar să te deplasezi, nu mai trebuie să-ți rupi atât de mult din timpul tău personal, poate pe care îl foloseai, nu știu, pentru învățat la o altă materie care era mult mai grea, și atunci lucrurile se pot desfășura în mare parte și online. Ce măsuri se pot lua pe viitor? Păi, cred că am văzut cu toții că în acest moment aveam nevoie de digitalizare foarte mare și acolo unde s-a putut, am intervenit acum punctual, dar cred că învățământul în general, dar și mai specific învățământul din Politehnică, ar trebui să se digitalizeze și toate demersurile să aibă și o parte online care se poate desfășura integral online. De exemplu, acum am adaptat partea de precazări și se face în totalitate online, lucru care cu siguranță va fi păstrat și în anii ce urmează, pentru că eficientizează tot acest demers pentru studenți, dar și pentru partea administrativă a universității. Eu vă mulțumesc, cam astea au fost lucrurile pe care am vrut să le prezint. A fost o perioadă interesantă, a fost o perioadă diferită, dar cred că este o perioadă din care eu cel puțin am învățat multe, dar și ceilalți colegi ai mei cu siguranță. Da, mulțumim foarte mult, Alexandru. Foarte interesantă prezentarea ta. Nu avem încă întrebări în Q&A, așa că am să-ți adresez eu o primă întrebare care este pentru tine și în special pentru că tu ești reprezentantul studenților în Consiliul de Administrație în cadrul Universității Politehnica din Timișoara și ai ținut cel mai mult, să zicem, legătura poate cu studenții la modul general din universitate. Care a fost problema care a apărut cel mai des în această perioadă? Ce ți s-a solicitat cel mai mult în această perioadă? Cred că au fost două probleme pe care eu le-am observat. Una a fost în partea de direcție socială și cămine, pentru că toată pandemia asta a însemnat o listă de măsuri care au fost aplicate căminelor și atunci a trebuit să consultăm studenții să vedem cum putem să realizăm acele mișcări astfel încât ambele părți să fie împăcate și să fie un lucru bun pentru ambele părți, dar și totuși să fie în beneficiu studenților, să nu lăsăm deoparte partea asta. În același timp am văzut probleme din partea educațională, studenți care spuneau că este mai greu în momentul de față pentru că cadrele didactice se așteaptă să aibă mai mult timp pe care pot să îl pună la dispoziție pentru a-și desfășura activitatea didactică și a trebuit să consultăm studenții și să discutăm cu ei astfel încât adaptarea asta să fie ușoară pentru toată lumea și lucrurile pe care noi ni le dorim să se întâmple și în perioada asta. Da, mulțumesc foarte mult, Alex. Foarte, foarte pertinentă părerea ta. Vom rămâne tot în Universitatea Politehnică din Timișoara și vom merge să vedem ce spune Andreea Medrea, care este student în anul 3 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Ea este și președinta Ligii Studenților din această facultate, LSFETC, care este tot așa o ligă foarte puternică în Politehnica din Timișoara și este și student senator și îi place foarte mult să activeze și să facă foarte multe activități. Andreea? Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Am să prezint și eu pe scurt cum a fost pentru noi activitatea în online, mai exact la noi în facultate. Prezentarea mea se numește Studentul în mediul online, pentru că, la fel cum a zis și colegul meu, Alex, cred că și-a pus foarte mult amprenta această perioadă în activitatea noastră și în activitatea care urmează. Am ales primul slide
în 11 martie, când de fapt am și început au început toate problemele legate de pandemie. Toți studenții se așteptau și își puneau întrebarea, vom avea 2 săptămâni de vacanță? Mai apoi aflând că vom mai sta încă o lună acasă și mai apoi că vom termina acest semestru online. Deși este, pentru noi nu este foarte grea acomodarea de la învățământul față-înfață la cel online, pentru că noi cumva am și crescut odată cu tehnologia și cumva ne place modul în care toate lucrurile s-au digitalizat. Am observat și la facultate faptul că putem cere adeverințe online, plățile pentru examene sau restanțe se fac online. Și după, concret, la noi în facultate, după prima săptămână în care încă nu s-a concretizat nimic, urmând a doua săptămână, să începem activitățile online. Toate activitățile au început de la cursuri, urmând laboratoare și seminarii. La început a fost o mică problemă, pentru că cadrele didactice au avut o nevoie de adaptare puțin mai mare decât am avut-o noi la mediul online. Și consider că trebuie ca un cadru didactic să fie destul de competent încât să aibă competențele necesare să prezinte, să țină un curs laborator sau seminar online. Și am fost ajutat și de faptul că am avut o platformă, cum a zis și Alex, campus virtual în care puteam urmări toate activitățile, puteam ține o legătură mult mai strânsă cu cadrul didactic decât e-mail sau alte mijloace. Am descoperit cumva, să zic, câteva probleme, pentru că am ținut constant legătura cu reprezentanții de an. Am și avut întâlniri cu aceștia și împreună cu conducerea facultății și a universității, prin care am încercat să le rezolvăm. Partea bună este că conducerea facultății a fost destul de deschisă la probleme și au încercat să le rezolve. Cumva problemele vin și din partea cadrelor didactice și noi am încercat să înțelegem această parte, deoarece ei fiind obișnuiți cu o interacțiune fizică între studenți și profesor, a trebuit să se ajungă la activități online și după rezolvarea problemelor, totul a fost în regulă. Partea proastă pe care au spus-o studenții legat de activitățile online a fost că la toate materiile li se cer teme și cumva am încercat să discutăm și cu cadrele didactice și acestea ne-au spus că este o metodă prin care ei își doresc să fie siguri că activitatea studenților este una de progres, chiar și în mediul online, chiar dacă interacțiunea nu mai este la fel de mare ca și înainte. Deși partea bună care a reieșit din discuția cu studenții și cadrele didactice a fost că prezența la cursuri a fost una mult mai mare decât în momentul în care se desfășurau orele fizic și interacțiunea, pot să spun că a fost destul de
bună, având în vedere că studenții erau puțin reticenți când trebuia să deschidă camera și știm că cadrele didactice și-au făcut datoria încât să reușească să ne învețe și să depună un efort uneori pe care poate nu l-ar fi depus în momentul în care activitățile erau față în față. Am vrut să prezint aici câteva unelte, le-am numit eu, a unui învățământ online de calitate, după părerea mea și a colegilor mei. Trebuie ca studenții să fie serioși și aici vreau să intru puțin într-o direcție, în sensul în care trebuie să fie prezenți la cursuri și la examene trebuie să fie destul de conștienți că nu mai există aceeași metodă de verificare ca și până acum din partea cadrelor didactice și de asemenea cadrele didactice trebuie să fie conștienți că în momentul în care există subiecte care nu sunt adecvate mediului online, se poate ajunge la fraude sau alte acțiuni de genul. Cadrele didactice bine pregătite, după cum am spus, cred că trebuie să... În momentul de față, se vede un progres pentru cadrele didactice și activitățile dânșilor pe mediul online. Evaluări corespunzătoare, de asemenea, consider că examenele ar trebui să fie open book și să constea în aplicații și ar trebui să se pună accentul pe gândirea studentului, nu pe capacitatea acestuia de memorare și, de asemenea, platforme adecvate, cum am mai spus, campusul care ne-a facilitat toată activitatea și câteva concluzii legate de această activitate online. Cred că unele activități ar trebui să rămână, adică unele cumva să ajungem la un blended learning, să putem să avem activități atât online cât și offline, bineînțeles laboratoarele care nu cred că se pot face în mod foarte eficient online. Și bineînțeles, de foarte mare ajutor, cel puțin la noi la facultate, a fost faptul că am primit înregistrările de la cursuri, laboratoare și seminarii, pentru că ulterior am putut să le parcurgem încă o dată înainte de examen sau de un eventual test. Acestea au fost despre partea de activitate în cadrul facultății. Vreau să vă vorbesc foarte pe scurt de activitatea organizației în mediul online. Ne-a mutat toată activitatea în mediul online și, într-adevăr, la început am fost puțin demoralizați pentru că nu am știut exact cum să începem această activitate și a trebuit puțină muncă să încercăm să adaptăm toate ședințele și toate activitățile care erau planificate pentru mediul online. De asemenea, am încercat să facem și proiecte. Vrem să organizăm proiectul Electronic Summer University în mediul online și încercăm să motivăm cât mai mult studenții să fie cât mai activi în partea de reprezentare și în partea de activitate în cadrul ligii. Mulțumesc!
Mulțumim foarte mult, Andreea. Foarte interesantă și așa personală prezentarea ta. Am o întrebare pentru tine. În acest, să zicem, spațiu între mai multe prezentări, au apărut și foarte multe întrebări deja în secțiunea de Q&A. Una dintre ele este: pe care crezi că au fost studenții cei mai afectați? Tu ești în anul 3, deci cumva așa la mijloc, ai intrat în anii terminali. Da. Studenții din anii mai mici sau studenții din anii terminali? După părerea mea, studenții din anul 1 au fost cei mai afectați pentru că nu au apucat să vadă exact ce se întâmplă la facultate, care sunt demersurile, cum au apucat să treacă, abia au apucat să treacă de o sesiune care nu a trecut complet în fizic. Și restul anilor au fost afectați, doar că în mare parte cei din anul 1 și puțin anul 2 au fost afectați. Da. Probabil că, într-adevăr, pentru ei a fost poate chiar cel mai greu în acest moment, pentru că n-au știut exact ce anume va urma și cum va urma. Vom merge acum la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, unde l-avem pe Bogdan Giurgiu, care e student în anul 5, deci aproape absolvă în curând, mai un pic, și care este tutor și la o disciplină de anatomie și embriologie și este un student șef de secție și foarte activ în tot felul de activități de voluntariat. Bogdan, te rugăm să prezinți perspectiva din partea studenților mediciniști. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Voi prezenta această perspectivă un pic mai specific, dat fiind faptul și că domeniul nostru e un pic mai specific. Deci voi începe cu faptul că această criză de coronavirus a fost o provocare pentru toată lumea, inclusiv pentru studenții și cadrele didactice. Și a fost necesar să se găsească soluții destul de rapid. Provocare, dar poate fi văzută ca și o oportunitate spre a dezvolta un alt fel de învățământ. Da, noi știm că și în Statele Unite sunt destule universități care au trecut pe această modalitate de desfășurare a activității online și putem să implementăm și noi această modalitate. Voi începe cu o cronologie. Deci noi ne desfășuram foarte ușor și foarte simplu activitatea în spital. Stagiile le susțineam în spital, la fel și cursurile, până când în data de 9 martie, conform ordonanțelor grupului de urgență, s-au întrerupt cursurile și lucrările practice și universitatea a avut sarcina de a decide ce se întâmplă. În grupul colegilor mei a existat frica că ar exista posibilitatea să se închidă anul, să se înghețe, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Pe data de 11 s-a decis că toată activitatea se va muta în mediul online și de săptămâna următoare cursurile și lucrările practice deopotrivă au început să se susțină în mediul online. În data de 27 mai am avut o simulare de examen online pentru modalitățile grilă și din data de 15 iunie vom continua cu sesiunea online susținută în aceste modalități. Deci despre cursurile s-au susținut prin videoconferință, cu share screen pentru prezentare. Câteva avantaje sesizate la modul obiectiv ar fi faptul că întrebările în chat au putut fi puse în orice moment, ceea ce la niște cursuri, să zicem, mai clasice e mai dificil. Sigur este și tracul studenților și faptul că e mai dificil să comunici din ultimul rând al anfiteatrului până jos. Au putut fi făcute intervenții ale studenților aproape în orice moment la majoritatea cursurilor, ceea ce a mers spre ideea de interactive learning. Câteva avantaje și dezavantaje pe care le-am observat noi. Faptul că acest învățământ al cursurilor de tip online a fost mai eficient. Și prin asta mă refer la faptul că și costurile, atât pentru cadrele didactice cât și pentru studenți, au fost mai mici. Și aici ne referim la deplasările dinspre locuință sau cămin înspre diferite zone. Da? Noi știm că în anii mai mari, clinici, activitatea se întâmplă în spital și spitalele din Timișoara sunt construite și se află la diferite locații și atunci ajungerea dintr-un spital în altul a fost mai dificilă.
Și toată susținerea asta în timpul online, în mediul online, a fost mai bună pentru că s-a câștigat timp. A fost destul de accesibil pentru că eu cel puțin și colegii mei nu știm să fi existat situații de cineva care să nu poată să participe la aceste cursuri online din cauza unor soluții tehnice care lipseau. Dar cele mai multe dezavantaje pe care le-am sesizat și pe care colegii mei le-au spus au fost faptul că a lipsit contactul real interuman și că au mai existat situații în care semnalul slab de la internet a distorsionat, a blurat și nu s-a înțeles în întregime mesajul. În mod subiectiv, așa cum am spus, s-a eliminat tracul de a pune întrebări, s-a urmărit mai ușor, exact cum se întâmplă și acum prin share screen, ceea ce era mai dificil pentru studenții care se aflau, de exemplu, în ultimele rânduri ale anfiteatrului și era pe prezentare scris foarte mic, nu puteau să observe foarte bine. S-au eliminat deplasările, accesul a fost mai rapid și timpul mai scurt și mai eficient folosit. Și așa cum am spus anterior, problemele cu conexiunea și mediul a fost perceput ca virtual artificial. Repet, asta este subiectiv ce mi-au spus colegii, dată fiind și activitatea noastră de studenți de medicină. Privind lucrările practice și stagiile, aici lucrurile au stat un pic diferit. Tot pe videoconferință s-au ținut și partea teoretică a laboratorului s-a desfășurat similar cursurilor. S-au făcut mai multe prezentări de caz, cazuri clinice, buletine de analize și a fost avantajos pentru cei care au avut o parte teoretică de laborator mai pronunțată, adică anii preclinici. Problema însă cu aceste lucruri este faptul că în medicina clinică, contactul cu pacientul este esențial. Dacă el lipsește, este foarte dificil să se deprindă niște competențe privind examenul obiectiv, consultul și toate celelalte deprinderi de pattern recognition și să punem în aplicare niște algoritmi de diagnostic. Tot subiectiv, deci am spus că s-au eliminat niște timp morți și privind laboratoarele, pentru că erau puse, de exemplu, unul se desfășura într-un spital, celălalt la o mare distanță și trebuia să ajungem într-un timp util foarte repede acolo. S-au discutat mai în amănunt niște probleme și situații particulare și s-au efectuat mai rapid părțile teoretice de la stagiu. Însă, așa cum am spus, contactul cu pacientul a lipsit, nu s-a putut face examen obiectiv, ceea ce este parte esențială din toate examenele de specialitate în medicină. N-am avut contact cu aparatura medicală, iarăși e foarte important să știm cu ce anume lucrăm și reducerea colaborării și a muncii în echipă a fost iarăși un lucru foarte important pentru că medicina presupune în orice domeniu al medicinii, ne-am aflat, colaborare și muncă în echipă pentru a găsi soluții pacientului nostru. Câteva cuvinte despre sesiunea în mediul online care urmează să se desfășoare începând cu 15 iunie. Sunt trei modalități: examen grilă online, redacțional, eseu sau review și videoconferință, adică examenul oral. Am trecut aici la prima vedere și foarte general câteva avantaje, pentru că este o soluție pentru a cuantifica calitativ procesul didactic, ce anume s-a putut învăța în mod teoretic, s-au respectat normele distanțării sociale, deci nu am pus în pericol alte persoane, a fost eficient, a fost și eco-friendly, pentru că, și asta este o problemă, la examenul în modalitatea clasică se consuma foarte multă hârtie, până și la cel grilă, fișele de răspuns, fișele de grilă, erau destul de multe și rezultatele au fost date în timp real. Pe de altă parte, în medicină foarte multe lucruri presupun activitate practică. Deci, din acest punct de vedere, a fost imposibil să se examineze manevrele și a existat o dependență la conexiunea la internet. Acum, marea majoritate a țării, din câte știm, semnalul este destul de bun comparativ cu alte țări, însă sunt și zone cu un semnal mai prost sau sunt și zone și cunosc situații particulare de acest gen cu pene de curent. Și atunci nu e o problemă că laptopul ar pica, dar internetul pică și atunci nu mai poate să participe la prezentarea sau la examenul respectiv. Simularea s-a desfășurat cu ajutorul classmarker.com.
Destul de intuitiv, puteam să alegem răspunsurile simple. 50 de grile în general s-au dat și în 60 de minute, deci un timp destul de scurt pentru a rezolva aceste grile. Și pe măsură ce parcurgeai grilele, nu te mai puteai întoarce să-ți revizuiești răspunsurile. Asta a fost un dezavantaj pe care eu și colegii mei l-am văzut. S-a câștigat timp cu lipsa completării foii de răspuns, s-a certificat rezultatul imediat, fidel, obiectiv, însă, iarăși am spus, nu a fost permisă revenirea asupra răspunsurilor deja date, ceea ce e important într-un examen. Dacă ești la grilă, poate te gândești mai bine și răspunzi mai bine ulterior. E, aici trebuie să fii sigur în momentul în care răspunzi. Un pic și despre voluntariatul pe care studenții l-au făcut, privind această criză de coronavirus, dată fiind și specialitatea noastră. Așa cum vedem aici, a fost o presiune destul de mare pe care această criză a pus-o pe cadrele medicale și specialiștii din domeniul medical și nu numai, și din alte domenii, aproape în toate domeniile, și am putut participa completând un formular de voluntariat în activități administrative, în acordarea asistenței și primului ajutor pacienților cu alte boli și alte comorbidități. Însă și aici este o problemă, pentru că știm foarte bine că în această luptă cu coronavirusul și chiar în momentele de izolare socială din starea de urgență, echipamentul de protecție afișat aici a lipsit în foarte multe cazuri și asta nu este numai în cadrul țării noastre, s-a întâmplat în toată lumea. Și dată fiind și contagiozitatea acestui virus, a fost, cred că, un factor foarte important care a determinat pe student să se gândească de două ori înainte să se ofere voluntar pentru o asemenea misiune. Da? Pentru că e destul de dificil să te gândești, bun, eu pot să iau virusul respectiv. Și mai există un principiu în medicină care spune primum non nocere, adică întâi să nu facem rău. Noi putem să contactăm virusul respectiv, să avem simptome puține și să-l răspândim mai încolo sau să răspândim unor pacienți cu risc foarte mare să facă o formă foarte urâtă și să sucombeze. De aceea trebuie să ne gândim foarte bine în ce domeniu ne oferim voluntari. Și au existat voluntari și la OncoHelp, și la Casa Austria, și la Spitalul Județean, și pe ambulanță. Deci activitatea în acest sens a fost destul de bine reprezentată. Ce a funcționat din partea noastră și cred că din partea tuturor? Cel mai mult aș spune, dacă ar fi să aleg un cuvânt pentru toate lucrurile care au funcționat, ar fi acela de responsabilitate colectivă. Adică o informare corectă, în primul rând, o educație pentru sănătate, să respectăm toate normele prin care noi prevenim răspândirea acestui virus și chiar efectele foarte urâte asupra persoanelor vulnerabile în fața virusului. Și nu în ultimul rând, și aici nu o să intru în detalii, dar pentru că sunt student la medicină și viitor cadru medical, consider că e de datoria mea să spun că prevenția, profilaxia prin vaccinare și alte măsuri, indiferent de domeniu și situație, este foarte importantă. Bineînțeles, vaccinare când va fi posibilă. Și în acest sens, ca să fiu un pic mai convingător, am arătat un grafic al speranței de viață la începutul secolului al XX-lea și la începutul secolului al XXI-lea. Observăm că speranța de viață era mult mai mică și pe primul loc privind mortalitatea erau infecțiile. Deci prevenția este foarte importantă. Ca și o concluzie, online learning a reprezentat o soluție recepționată pozitiv de noi studenții la medicină și considerăm că este o formă de responsabilitate dată fiind situația actuală. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Bogdan. Foarte interesantă perspectiva studenților medicinii și mă bucur că ei au fost și puternic implicați în comunitate și în activitatea voluntară pe care ați avut-o. Am o întrebare care este din chat. Dacă la medicina din Timișoara s-au comasat lucrările practice cu mai multe grupe sau cum s-au desfășurat în această perioadă lucrările practice? Ai răspuns parțial, dacă vrei să răspunzi foarte pe scurt.
Da. În general, la lucrările practice la care s-au ținut cazuri clinice și a existat, să zicem, o uniformitate a timpului, adică toate serile făceau în săptămâna respectivă aceeași lucrare practică, s-a ținut în mod concomitent cu toată lumea pe Zoom. Și în cele mai multe cazuri așa s-a întâmplat. Deci a existat această comasare de care am fost întrebat. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Vom mai discuta cu toți studenții mai spre final. Vreau să-i las pe fiecare dintre ei să spună perspectiva și am să vă rog să vă încercați să vă încadrați în timp. Urmează Universitatea de Vest din Timișoara, Adrian Breha, și mă bucur că l-avem prezent astăzi pe Adi, care este student la Facultatea de Științe Politice, Filozofie și Științe ale Comunicării în programul de studii de licență de media digitală, dar este președintele OSUT, a Organizației Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara, una dintre cele mai puternici organizații studențești de aici, din vestul României, cu foarte multe activități și în zona comunității locale. Adi, te rog! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și, de asemenea, mulțumesc și colegilor mei că au prezentat situația studenților din universitățile lor. De asemenea, o să vreau și eu acum să dau share screen la prezentarea pe care o am eu. Imediat. Bun. Aș vrea să încep prima dată prin a prezenta câteva chestii generale despre cum s-a desfășurat activitatea în online. Aș vrea să încep prin a spune că totul a început în 11 martie, printr-o decizie de EA. Au fost recomandate câteva platforme pentru profesori. Au fost recomandate Moodle, Google Classroom sau Edmondo pentru activitățile didactice și, de asemenea, Google Meet sau Skype pentru videoconferințe. Chiar dacă acestea au fost recomandate, profesorii găseau și metode alternative pentru a comunica direct cu studenții. Unii preferau să trimită materialele pe e-mail și, după care, au trecut și de la videoconferințe pe Meet, au trecut pe Zoom. Da, au fost destul de multe platforme folosite de către cadrele didactice și pot spune că înspre final s-au uniformizat. Un lucru foarte interesant pe care l-a demarat Universitatea de Vest a fost faptul că a reușit totuși să implementeze desfășurarea disciplinii de educație fizică. Mai exact, începând cu data de 30 martie, fiecare sport s-a desfășurat conform oralului afișat la începutul semestrului. Și după care, fiecare studenț să intre pe o platformă de Google Classroom și de acolo urmăreau fiecare profesor cu cursul său în fața camerei, făceau sport în fața camerei și erau și monitorizați dacă aceștia erau prezenți. De asemenea, un lucru foarte fain pe care l-a demarat universitatea este faptul că oferiți sprijin destul mult pe partea de consiliere, adică s-au creat webinare de la Centrul de Consiliere și Orientare în Cariere UPT, care au ajutat foarte mult studenții pe partea de management al timpului și de management al stresului. Au fost destul de dese și au ajutat, erau destul de mulți studenți la acestea. Și, de asemenea, pe e-mail primeam câte o pastilă de psihologie din partea Departamentului de Psihologie, în care se prezentau anumite lucruri pe care am putea să le îmbunătățim la noi sau am putea să le conștientizăm. Acum, nici organizația nu și-a terminat activitatea, a continuat să ajute studenții și am vrut să le cerem și părerea lor. Așadar, OSUT a făcut un studiu, mai exact printr-un chestionar, dar începând din 22 aprilie până 11 mai, și am avut 420 de respondenți. Un chestionar separat față de al Universității de Vest, deci probabil să avem rezultate asemănătoare. După cum vedeți, cei mai mulți respondenți au fost de la Facultatea de Economie și Administrație a Afacerilor, de la FEA, urmați aproape de Facultatea de Literatură Istorie și Geografie și Facultatea de Chimie, Biologie și Geografie. Acum voi răspunde și la câteva întrebări din chat. Am văzut că cineva a întrebat cum consideră studenții că au ales materia predată.
Studenții la UVT au despărțite părerile acea, dar orientate înspre tab și netru, ceea ce semnifică că mulți dintre profesori poate nu și-au adaptat încă materia la mediul online și încă n-au putut să înțeleagă pe deplin materia dată. De asemenea, un lucru de remarcat este faptul că mulți profesori au dat dovadă de multă implicare, adică au început să comunice mult mai cu studenții, să le trimită materiale și să le oferă suport. Asta se vede și prin rezultatele acestui studiu, când majoritatea studenților au spus că profesorii lor sunt aproape de ei. Și, asemenea, nivelul de interes al studenților este la neutru. Încă multă lume nu a tratat cu suficientă seriozitate faptul că ne-am schimbat în mediul online și nu au mai tratat, n-au mai venit la cursul sau n-au mai dat atâta dovadă de implicare. De asemenea, am mai fost și o întrebare legată dacă sunt profesori care nu au avut cursuri online. Au fost câteva răspunsuri de da, drept au fost minoritate, dar când au fost întrebați studenții cine au fost acei profesori, nu au dat un răspuns concret. Și asta este o problemă în generală. Dacă sunt probleme la desfășurarea activităților online, de multe ori studenții nu sesizau aceste lucruri. Acest lucru se poate observa și la păstrarea structurii orarului. Faptul că au fost câțiva profesori care nu au respectat orarul și totuși nu mulți dintre studenți au și sesizat acest lucru. Această parte a fost legată de cum s-a desfășurat până acum, dar se schimbă treaba în sesiune și acum toată lumea este pregătită pentru online. S-au menționat aceeași structură la universitar, nu făcut mari schimbări. Toate examenele se fac în regim online, nu este niciunul fizic din sesiune. Doar la examenele de finalizare de studii se face o excepție, la facultatea de drept se vor da fizic. În rest, la toate celelalte facultăți, examenele de finalizare de studii se dau online. Și de asemenea, fiecare cadru didactic a trebuit să-și adapteze forma de evaluare într-un regim online și să comunice cu studenții, să comunice cu cel puțin cu 10 zile înainte, să întrebe ce ar prefera ei. De asemenea, la fiecare examen au obligația de a se identifica vizual, să își pornească camera și să se identifice că sunt ei prezenți la acel examen cu un act de identitate. De asemenea, s-au oferit suport pe care nu pot să stea la un examen online, care au probleme cu conexiune, probleme cu device-ul lor și Universitatea de Vest din Timișoara le pune la dispoziție faptul că pot să vină și să dea examenul la UVT. Și ziceam înainte de metode de evaluare la alegere pentru studenți și cadre didactice, noi avem o platformă de e-learning care este destul de dezvoltată și au avut ca opțiuni pentru examene, examen scris, examen tip grilă, evaluare tip transmitere de proiect sau eseu sau chiar un examen oral prin videoconferință. Ce recomandare avem noi pentru studenți cât și pentru cadrele didactice în urma studiului făcut și de asemenea în urma experienței noastre personale? Este în primul rând limitarea la un număr minim de platforme digitale de activități didactice. Este bine că avem o paletă largă din care să alegem, dar mulți studenți erau destul de confuși la început ce platformă și ce profesor are, ce link și așa mai departe. Și de asemenea să utilizăm pe cât de posibil platforma de e-learning a universității. Este o platformă destul de dezvoltată și chiar dacă profesori voiau alte metode alternative. În primul rând, ar trebui să pun accentul pe modul de predare în mediul online
sunt diverse platforme pe care pot fi folosite, sunt diverse chestii interactive pe care le putem folosi cu studenții. Și de asemenea, un prim lucru, o primă schimbare trebuie să vină din partea studenților, să sesizeze problemele întâmpinate și să trateze cu seriozitate activitățile didactice. Atât am avut de spus, de asemenea o să fiu și eu disponibil la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și pentru timpul acordat. Îți mulțumim foarte mult, Adi, foarte interesantă prezentarea și îmi place că tu ai prezentat și partea de date statistice și fiindcă ai vorbit despre aceasta, am să-ți pun o întrebare care a apărut în zona de Q&A. Cum evaluați voi adică numărul de ore pe zi pentru studiu pe care l-ați alocat? Poți să zici personal sau dacă ați pus această întrebare și în zona de chestionar pe care ați făcut-o sau o întrebare similară? Nu am făcut un studiu clar pe acest lucru, dar am văzut destul de multe plângeri din partea studenților că primesc mult mai multe teme în perioada aceasta. Și e chiar posibil să studieze mai mult acum în perioada aceasta cu pandemia decât era înainte pe partea fizică. Acum cred că depinde foarte mult de la domeniu la domeniu, unde se axează foarte mult pe lucru acasă sau pe atenția la cursuri. Da, într-adevăr, acest lucru este poate cel mai important, cum învață studentul, stilul individual de învățare și tipul de student. Sunt mai multe tipologii de student în România, din fericire, de fapt, și nu numai în România. Acum am să mergem la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Regele Mihai I al României din Timișoara, de unde este Alexandra Ferenț, care este studentă în anul întâi la master la Facultatea de Bioinginerie a Resurselor Animaliere. Și am să rog să fie foarte prezentă în ligă și student reprezentant. Am să rog pe ea să ne spună cum a fost pentru ei, pentru că acolo poate a fost chiar mai dificil decât pentru restul universităților acest transfer online, fiindcă învățarea inclusiv a bioingineriei zootehnice și a medicinei veterinare și a agronomiei poate sunt mai dificile. Alexandra, te rugăm! Bună tuturor! Da, într-adevăr, în ceea ce privește specializările universității noastre, este puțin mai dificil cu predatul online, să zic așa. În ceea ce privește predarea, și la noi predarea cursurilor a avut loc pe platforma Zoom, unde s-au ținut atât cursurile cât și laboratoarele. Aici, un dezavantaj care pot să spun că l-au întâmpinat studenții a fost acela al faptului că noi nu putem să facem anumite laboratoare doar teoretic. Adică nu pot să studiez anumite tehnici de laborator online, doar teoretic. Ai nevoie să fii acolo propriu-zis în laborator, ceea ce eu consider și atât și colectivul studenților din cadrul universității că acesta a fost un dezavantaj al trecerii la online. În ceea ce privește interacțiunea cu profesorii, a fost una foarte bună ca feedback din partea studenților. Și de ce spun acest lucru? Pentru că cadrele didactice chiar au fost pozitiv prezente la toate cursurile, destul de implicați, poate chiar, aș spune eu, un pic mai bine prezenți decât la cursurile, să zic așa, face-to-face. În ceea ce privește primirea informației, s-a făcut, și am să vă arăt platforma, scuzați, două secunde. Nu știu dacă vedeți platforma universității. Da, se vede, se vede, Alexandra. Aceasta este platforma de e-learning a universității noastre.
care ne-a ajutat foarte mult și care noi studenții considerăm că ar trebui să rămână mult mai utilizată în continuare. Pe această platformă toți studenții au avut posibilitatea să-și acceseze toate cursurile, de asemenea au fost încărcate și înregistrările cursurilor. Tot aici profesorii ne-au afișat când avem examenele, adică am fost foarte bine informați cu privire la tot ce avem de făcut în privința cursurilor și examenelor. De asemenea, această platformă ne-a oferit posibilitatea de a plăti mult mai ușor taxele la cămin, la restanțe, deci fapt care nu îl întâlneam înainte în cadrul universității și considerăm că acesta este un beneficiu adus universității noastre. În ceea ce privește, să zic așa, susținerea legii studenților cu privire la studenții noștri, noi am ținut cât s-a putut de bine legătura cu ei și înainte aveam grupul legii studenților și o comunitate a studenților din cadrul universității pe Facebook, unde, ca și înainte, cu toți ne împărtășeam informații, atât la nivelul universității, cât și legate de fiecare facultate în parte. Legat de, aș menționa un aspect legat de problemele care, să zic așa, s-au întâmpinat cu privire la cămine. Noi, la universitatea noastră, noi parte din studenți am fost evacuați din cămin, deoarece căminele au devenit centru de primire pentru posibili infectați cu noul tip de coronavirus, fapt pentru care noi din gașa studenților am fost nevoiți să sprijinim studenții la evacuare. Din nou, în cadrul grupurilor de pe Facebook am ținut legătura cu ei și am încercat să facem totul să fie bine pentru colegii noștri. Un alt aspect, eu fiind și reprezentant în cadrul facultății mele în Consiliul de Administrație și, bineînțeles, în promovarea universității, am ținut cu viitorii studenți videoconferințe de promovare a universității noastre. De asemenea, încă un plus adus anul acesta universității noastre a fost faptul că s-a creat o platformă unde studenții pot să se preînscrie, să se înscrie online, ceea de nu beneficiam înainte de acest aspect. Totodată, ca și promovare, studenții au contribuit pozitiv și nu doar studenții reprezentanți, ci toți studenții au fost mobilizați să facă fiecare filmulețe de promovare în care să-și expună activitatea lor de student în cadrul universității, cât și foști studenți, ca să, pot să spun, atât ca să aducă un plus de încredere studenților actuali în ceea ce privește viitorul lor, cât și pentru viitorii studenți de a îi îndruma spre universitatea noastră. De asemenea, în ceea ce privește studenții Erasmus și cei care doresc să aplice pentru Erasmus, am avut și aici numeroase webinare și eu am beneficiat de programul Erasmus, așa că am încercat să nu descurajăm aplicarea asupra acestui program și am încercat să încurajăm prin, repet, webinare, unde le-am prezentat experiența noastră, unde cadrele didactice le-au prezentat noile reglementări asupra programului Erasmus, bineînțeles, vis-a-vis de noile probleme cu coronavirus. Ce să vă mai spun? Bineînțeles, cea mai mare
repet, problemă întâmpinată de către studenții noștri și aș putea spune cel mai mare dezavantaj care l-a adus trecerea aceasta la online, cum am spus și la început, a fost faptul că noi nu mai putem să susținem laboratoarele practic propriu-zis. Este greu să faci un laborator, să lucrezi cu aparatură, cu țesuturi, doar să fie prezentate teoretic, ceea ce, repet, este un dezavantaj pentru noi studenții. Sperăm pe viitor să revenim cât de cât la normal. Ce să spun, plusurile care le-a adus această pandemie universității noastre este acela că studenții utilizează mult mai mult acea platformă intranet și considerăm și ne-am dat și noi ca și studenți seama că ne ușurăm foarte mult activitățile utilizând această platformă, dar ca și minus, repet, dezavantajul prezentării laboratoarelor propriu-zis, practic, și a informației respective. Da, vă mulțumesc! Da. Mulțumim foarte mult, Alexandra! Foarte interesantă perspectiva de la USAMV. Îmi permit să te întreb, este și aici o întrebare, dar fiindcă ai pomenit de laboratoare, sunt multe aplicații care permit remote laboratory, deci laboratoare la distanță, chiar cu utilizarea microscopului la distanță sau cu simulare. Ați avut asemenea experiențe, ați realizat acest tip de aplicații, de mod de lucru? Eu personal nu am întâmpinat acest mod de lucru, nici nu știu de la colegii mei să fi întâmpinat acest mod de lucru. Poate este o întrebare la care pot să ne mai răspundă și alți participanți la acest webinar de la altă universitate, dacă au avut laboratoare pe care le-au desfășurat în regim remote lab folosind o felul de aplicații pentru aceasta. Aș putea răspunde eu? Da, am văzut și tu și Adi, am văzut că dorește să răspundă, așa că amândoi puteți răspunde. Răspunde okay. Tu, Alexandru, mai întâi. S-au folosit în anumite aplicații, de exemplu, partea hardware. Acolo au trebuit simulate toate conexiunile care se fac între plăcuța de dezvoltare și alte componente, alte elemente care trebuiau folosite pentru realizarea unui proiect. Da, studenții n-au mai pus mâna fizic pe o plăcuță Arduino sau un Raspberry Pi sau orice altă plăcuță de dezvoltare și pe toate elementele conexe, dar au putut realiza lucrurile astea în format electronic folosind diferite medii de simulare. În același timp știu personal că există cadre didactice care au trimis pentru realizarea proiectelor către studenți, către un reprezentant al acelei echipe, câte un kit complet pentru a-și putea realiza proiectul pentru laborator. Da, așa este. Adi? La Universitatea de Vest, practica nu mai are atâta, cum spun, am un lapsus acum, nu găsesc cuvântul exact, nu se mai desfășoară conform orarului, dar mulți profesori vor să implementeze noi modalități prin care să arate practic ei și după care studenții să facă la ei acasă anumite lucruri. Se dau mult mai des proiecte, se dau mult mai des anumite teme pe care pot să-l facă individual și oarecum încerc să suplinească această nevoie pentru practică. Aș mai dori și eu, dacă se poate, să subliniez un aspect în ceea ce privește practica studenților noștri. În general, studenții noștri făceau practica după sesiunea de examene și o făceau propriu-zis în anumite ferme sau laboratoare ca și parteneri ale universității. Datorită acestei pandemii, nu mai este posibilă practicarea propriu-zis a domeniilor
în aceste companii și problema noastră intervine cum o să ne integrăm, pentru că noi cumva ne integrăm deja în mediul muncii, să zic așa, prin această practică și acum cam va deveni un minus pentru studenții noștri. Mulți dintre ei, chiar făcând această practică, după aceea și rămâneau propriu-zis să lucreze în acele companii. Da, într-adevăr, asta este o întrebare pe care vreau să vă adresez tuturor. Cum vedeți voi desfășurarea practicii? Aici au fost întrebări și de genul dacă faptul că acum studenții învață mai mult online îi încurajează să se mute poate de la job-uri part-time la job-uri full-time sau să lucreze mai mult. Cum ați vedea voi să se întâmple practica pentru voi și cât de important este? Și dacă lucrați deja și cum ați putut să îmbinați faptul că ați lucrat împreună cu activitatea de educație? Andreea, uite. La noi în facultate practica se face, există mai multe modalități de a face practica, adică studenții pot să meargă să vorbească cu firmele și vor face practica fie online, fie fizic dacă li se permite și dacă este necesar și dacă pot, sau dacă nu pot începe să pregătească împreună cu cadrul didactic lucrarea de licență și ulterior să facă un caiet de practică și să li se recunoască practica. Da, deci cumva încearcă să se mute în online și această activitate de practică, nu? Da, și nu ni se pare o problemă foarte mare, deoarece companiile oricum au avut activitate online și deja știu cum se desfășoară toate. Da. Cred că este puțin mai greu pentru cei care chiar trebuie să meargă în companii, deci nu pot să desfășoare activitățile online sau în cazul agronomiei sau medicinei, practica în spitale, din nou, nu este mult mai ușoară în această perioadă. Una dintre alte întrebări care a apărut foarte des aici este legată de examene. Cum ați caracteriza voi partea de examene? Scris, oral, open book? Ca ce a fost mai ușor? Cum le-ați comparat față de celelalte tipuri de examene care le-ați desfășurat până acum, fiindcă toți sunteți studenți cu ceva de experiență, nu sunteți la început de carieră? Alex? Eu, din fericire sau din păcate, nu am dat atât de multe examene, am dat un singur examen fiind an terminal și focusul mai mare fiind pe partea de licență și multe dintre materii echivalându-se cu un proiect care s-a desfășurat pe parcursul semestrului 2. Dar examenul pe care l-am dat a fost de tipul open book, care, ok, sunt de acord că poate prezenta o ofertă foarte mare de moduri în care poate fi copiat sau plagiat pentru studenții care își doresc să facă acest lucru, dar în același timp pentru studenții care nu își doresc să facă acest lucru, reprezintă o formă prin care nu înveți doar ceva specific pentru că știi că aia îți poate pica la examen, parcurgi măcar o dată materia complet și, din fericire, cred eu, șansele să rămâi cu anumite lucruri învățate prin parcurgerea acelui material de curs sunt foarte mari. Posibil să rămâi cu niște lucruri care să facă parte din cunoștințele tale generale, care te pot ajuta ulterior. Cei care, în general, încearcă să caute metode prin care să copieze, vor face acest lucru și dacă examenul este fizic și dacă examenul este online. Până la urmă, nivelul acela va rămâne la fel în oricare situație. Am observat o reticență foarte mare a cadrelor didactice spre zona asta și o frică pe partea asta că studenții vor copia mai mult. Din punctul meu de vedere, studenții care vor copia sunt aceiași studenți care copiază în general. Cei care își doresc să-și desfășoare activitatea cum trebuie și să învețe ceva din materia respectivă și nu să aibă o notă mare, pentru că nu nota contează, vor face tot posibilul să învețe și în situația asta. Da, într-adevăr. Haideți să vedem, asta este cealaltă problemă care, așa cum am spus, asta cu plagiarismul și cu copiat. Hai să luăm pe rând. Bogdan, cum a fost această experiență cu examenele față de cum se desfășurau înainte de trecerea în modul remote learning? Și
Cum ți se pare ție această problemă a copiatului și a plagiarismului? În ce privește experiența, din păcate o să vă dezamăgesc, întrucât noi începem sesiunea abia din 15 iunie. Deci am avut doar o simulare. Ce privește părerea mea, așa cum a spus și Alexandru, în general și mai ales în domeniul ăsta al medicinei, cei care vor căuta să fraudeze examenele o vor face în măsura posibilităților lor și în formatul clasic și în formatul online. Mai mult decât atât, sunt și niște soluții tehnice și aici putem să ne referim, de exemplu, la videoconferință, examenele orale prin videoconferință. În general, dacă ești într-o discuție cu profesorul care te întreabă despre subiectul despre care trebuie să răspunzi, este foarte dificil să trișezi, pentru că sunt niște întrebări simțite, sunt niște întrebări practice și eu mă refer acum cel puțin în domeniul ăsta al medicinii. Nu sunt neapărat informații punctuale care pot fi accesate foarte ușor. Și trebuie să existe un dialog. În ce privește grila, iarăși observăm că timpul alocat pentru parcurgerea grilelor este destul de limitat, adică un minut și un pic, un minut și 10-11 secunde pe grilă nu este suficient pentru o documentare, să zicem, excesivă. Deci nu funcționează lucrurile așa. Mai mult de atât, și aici o să răspund și la o întrebare din chat și direct aici, cu revenirea asupra răspunsului. Aceasta a fost o soluție tehnică, pentru că Class Marker nu permite să revii asupra răspunsului pe care l-ai dat. Și asta sprijină aceste lucruri. Deci, odată ce ai dat răspunsul, nu mai poți să revii asupra lui și deja ți este contorizat în nota finală. Și depinde, iarăși, depinde de fiecare pentru ce studiază în domeniul respectiv. Mai ales că domeniul acesta este destul de serios și e un risc foarte mare pe care și-l asumă cei care ar dori să facă aceste practici. Pentru că se confruntă după aia cu pacientul și nu sunt în stare să pună diagnosticul corect sau să se îndrepte spre diagnosticul corect. Da, într-adevăr, și cred că la fel este și în cazul celorlalte universități. Adi, cum a fost experiența voastră cu examenele până acum și cu această problemă a copiatului și a plagiarismului? Experiența a fost asemănătoare a lui Bogdan și a lui Alex. De asemenea, se practică treaba aceasta cu grile cu timp limitat. Se pune accentul pe examene orale și pe proiecte care se fac pe parcursul semestrului și sunt prezentate la final. Da, există un risc, este un risc acesta copiatului, dar mulți profesori abordează aceste metode să treacă peste acest risc. Alexandra, la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară s-au desfășurat examene? Cum a fost până acum? Sau? La noi s-au desfășurat trei tipuri de examene, însă la fel ca și înainte, și anume la noi examenele au fost grilă, în mare parte orale, și au apărut mai nou și examenele sub formă de proiect. Ceea ce au fost interesante, mai mult întâlnite la programele de master, și eu am întâmpinat acest tip de examen și mi se pare ok, deoarece a necesitat o documentare în plus față de cursul prezentat de profesor și consider că asta ne dezvoltă în primul rând pe noi ca și viitor practicant ai meseriei noastre. O problemă aici întâlnită de către studenții de la medicină veterinară în special și de la alte specializări, și anume unele colocvii și examene constau în prezentarea anumitor tehnici, a anumitor manevre poate, ceea ce bineînțeles nu mai pot fi prezentate și consider că este un minus pentru student, pentru că, cum spunea și colegul meu Bogdan, când ai un pacient sau lucrezi cu o anumită cultură de celule, nu poți doar teoretic să știi anumite lucruri. Necesită să știi anumite tehnici și consider că acestea chiar trebuie evaluate de către cadrele didactice.
În ceea ce, privește examenele orale, studenții universității noastre erau obișnuiți cu aceste examene și, bineînțeles, aici n-ai cum să plagiezi, pentru că, așa cum a spus și Bogdan, întrebarea este scurt și la obiect, răspuns pe tema respectivă, nu ai timp să, efectiv ca să cauți un răspuns la întrebarea respectivă. Vă mulțumesc tuturor. Voi ați pregătit și niște întrebări pentru participanți. Este un poll care acum este vizibil online pentru participanții din Zoom. Ne cerem scuze pentru cei din YouTube care sunt și ei numeroși, că nu pot să-l vadă. Am să citesc întrebările măcar. În ce măsură vedeți continuarea, așa, am să-i rog pe participanții care sunt în Zoom să și răspundă la acest poll. Îl vom ține foarte scurt vizibil și după aceea vom și comenta și vom ruga și pe colegii studenți să răspundă la aceste întrebări. În ce măsură vedeți continuarea activităților online și în următorul an universitar ca o chestiune utilă? Foarte util, util, puțin util, deloc util sau nu știu. Și cum evaluați riscul plagiarismului în educația în online? Foarte mare, mare, mediu, mic, foarte mic sau chiar redus? Am să vă rog să răspundeți la aceste întrebări. Cei care ne urmăresc din YouTube pot să pună întrebări în secțiunea de chat din YouTube și le vom transfera studenților care participă la acest webinar. Până când participanții mai răspund la acest sondaj de opinie, am să vă mai întreb din întrebările care au fost puse. Că, de exemplu, foarte mulți spun că de multe ori dialogul a fost foarte redus în aceste întâlniri online sau prin platformele online de predare. Deși, teoretic, acestea ar putea să îmbunătățească dialogul. Teoria online learning spune că este mult mai ușor pentru student de multe ori să se adreseze în scris, în mod privat, unui cadru didactic cu o anumită întrebare, decât în mod public în timpul unui laborator, seminar sau curs. Care a fost experiența voastră? Și poate chiar personală din acest punct de vedere. Avea aici o completare. Multe cadre didactice care nu și-au adaptat modul de predare înainte de treaba aceasta să fie centrat pe student, adică să încurajeze dialogul și opiniile studenților, n-au făcut asta nici în mediul online. Adică se practica ca profesorul să facă o prelegere și studenții doar să asculte. Și asta este un risc destul de mare, fiindcă se ajunge ca studentul să nu înțeleagă materia din cauza acesta. Nu este implicat studentul în procesul educației. Consider că multe cadre didactice și recomandă acest lucru să ceară mereu input de la studenți și să le ceară părerea la modul de predare. Studenții sunt un punct cheie în procesul de educație și trebuie să îi întrebăm. Altcineva? Alex? Da, răspunsese la o întrebare și în secțiunea de Q&A legat de partea asta. Da, am înțeles din mai multe părți că comunicarea nu a fost cea mai bună în mediul online și poate mulți dintre studenții erau acolo doar cu o imagine și erau prezenți, nu știu, pentru că și-au lăsat Zoom-ul pornit la cursul respectiv. Este adevărat, dar lucruri de genul ăsta ar trebui să ridice un semn de întrebare și pentru cadrele didactice. Nu consider că este vina doar unei părți, consider că este o vină colectivă la care ambele părți ar trebui să mai lucreze. Propunerea mea era facilitarea unor cursuri atât pentru studenți cât și pentru cadrele didactice de educație non-formală și de adaptarea modului de predare la nevoile oamenilor din acest moment, pentru că, din punctul meu de vedere, nu este momentul în care doar avem un slide în spate, citim ce este pe slide și considerăm că studenții au învățat ceva. Pentru că lucrul acela eu, ca student, pot să-l fac și de acasă singur. Ar trebui să pun accent mai mult pe comunicarea dintre cadrul didactic și student, nu doar pe transmiterea de informații. Învățarea nu este doar transmiterea de informații.
Da, este, este corect. A răspuns destul de multă lume, peste 70% din cei care participă, nu chiar 60%. Acum vedem rezultatele. La prima întrebare, cu care este cât de util vedeți continuarea activităților online și în următorul an universitar, foarte util, aproape jumătate din respondenți, 49%, urmat de foarte util, 27%, puțin util, 14%, deloc util, 8% și foarte puțin, nu știu. Cum ar fi pentru voi? Să vedem, să răspundem și din punctul vostru de vedere, mai ales că au fost multe întrebări și în Q&A despre aceasta. Considerați utilă continuarea activităților în mediul online? Mulți dintre voi, în prezentările pe care le-ați pus, ați chiar subliniat acest lucru, că ați dori să se păstreze platformele. Unii ați chiar spus că acum ați realizat, de fapt, cât de util este să poți ai acces la resurse tot timpul. Dacă doriți careva să comentați această părere. Andreea? Da, după cum am spus și în prezentare, după părerea mea, este foarte util să continuăm activitatea, o parte din activitate în mediul online, pentru că într-adevăr, unele activități nu se pot face online, doar că ar economisi timp studenții și cadrele didactice, mai ales că aceștia deja au competența de a ține cursuri online. De asemenea, cred că util ar fi și înregistrările cursurilor. Cumva, nu știu încă, nu am un răspuns clar, doar că mi se pare că a fost foarte util metoda de a posta ulterior registrările cursurilor și a seminarilor de asemenea. Da, mulțumesc, într-adevăr. Aș dori să comentăm următoarea întrebare. Cum evaluați riscul plagiarismului în educația online? Răspunsul cel mai mare, 41%, este mediu, urmat de foarte mare, 32%, adică mare, pardon, și foarte mare, 20%. Dacă ar fi să luăm această parte cu foarte mare și cu mare împreună, asta ar însemna că sunt, de fapt, peste 50% spun că este mare riscul în mediul online. Dacă dorește careva să comenteze și să vadă care ar putea fi soluțiile. Știu că am discutat despre asta, Bogdan și Alexandru au mai răspuns. Adi, Alexandra, dacă vreți să vă spuneți părerea. Depinde foarte mult de metoda de evaluare. Consider că examenele orale sunt o metodă bună de a studia dacă respectivul student este pregătit sau nu. De asemenea, examenele orale aduc ele niște riscuri. Dacă nu există conexiune bună, dacă studentul are trac, nu poți să le evaluezi cum trebuie. Și de asta se practică multe teste scrise, teste grilă, proiecte chiar, dar acestea chiar au un risc destul de mare de plagiarism. Și acum depinde foarte mult de instrumentele digitale pe care le folosim. Că sunt unele care, da, nu îți mai permit să mai revin apoi la răspunsul tău, nu mai îți dă voie. Ai ordinea întrebărilor diferite față de ceilalți colegi, deci pentru a scădea cât mai mult riscul copiatului, este recomandat să folosim astfel de instrumente. Da, te rog, Alexandra, asta vreau să te duci pe tine. Și eu aș aduce un răspuns la o întrebare adresată în QA, și anume dacă se pot filma intervențiile practice ale studenților și a răspunde astfel la anumite examene. Da, poți să te filmezi făcând anumite manevre, dar în condițiile în care beneficiezi de materialul asupra căruia să aplici aceste manevre sau tehnici. Nu toată lumea dispune de această bază materială și nu în orice domeniu poți să depinzi de această bază materială. Bineînțeles, cu acordul profesorului, de ce nu?
dau ca exemplu, în domeniul zootehniei se fac anumite examene asupra animalelor care, da, sunt studenți care acasă au ferme, care au animale și care pot aplica aceste manevre sau tehnici asupra efectivului lor de animale și, bineînțeles, să se filmeze și să-l prezinte profesorilor. Dar, repet, asta doar cu acordul cadrului didactic la materia respectivă. Pentru foarte mulți dintre voi, perioada asta a fost poate ușoară, pentru alții poate un pic mai grea. Și acum aș vrea să discutăm un pic și despre ce înseamnă a fi student. Că a fi student nu înseamnă numai a învăța, ci de a, înseamnă poate și această parte de mentorat, de a învăța cumva cum să te comporți în meseria ta, cum să procedezi în meseria ta, care e o deprindere care se dobândește printr-o acțiune de mentorat și cu cadrele didactice. Dar înseamnă și foarte mult distracție, contact uman. Sunt anii de care, vă spune cineva care a terminat de mulți ani facultatea, își amintește cu cel mai mare drag. Sunt anii tinereții și nu numai, dar sunt anii experimentelor și personale și sociale și de cunoaștere proprie a fiecăruia. Cum a fost în această perioadă pentru voi? Și poate chiar la modul personal și am să vă rog pe fiecare să-mi răspundeți la această întrebare. Cât de greu, de ușor, ce ați făcut? Dacă ați avut un hobby pe care ați prefera să-l faceți mai mult acum, dacă ați reușit să, nu știu, să aveți întâlniri măcar din când în când, chiar și online cu colegii, ați comunica mai mult prin chat, vă rog. Cine începe? Aș vrea eu să încep, dacă se poate. Da, e un subiect interesant acesta al vieții de student care lipsește acum, ne lipsește tuturor. Nu mai putem să ne vedem colegii, nu mai avem interacțiune umană, nu mai putem să facem activitățile și proiectele pe care le făceam în mod normal, fiindcă mulți de noi facem parte din organizații care vor să ajute studenții și tinerii din comunitate și nu mai putem să ajungem cum ajungeam înainte la ei, să livrăm tot ce am dorit. De asemenea, simplu fapt că ne trezim de dimineață și mergem la universitate ne lipsește momentul acesta. Și consider că asta e marele dezavantaj, a zice eu, sigur, că ar fi marele dezavantaj faptul că din acest proces educațional lipsește și viața de propriu-zis. Alex, te rog, tu? Da, sunt total de acord cu Adrian. Toată partea asta de interacțiune pe care o ai fiind student într-o universitate lipsește clar și statul pe Zoom nu este același lucru. Hai să zicem că activitatea organizațiilor totuși a rămas una constantă și te-ai mai auzit cu ceva oameni cunoscuți din organizație în prin diverse modalități. Dar în același timp cred că este și o perioadă foarte bună pentru anumite schimbări, sau cel puțin eu personal așa am văzut-o. A fost o perioadă foarte bună în care, stând doar în același loc, am putut să îmi creez anumite hobby-uri sau tabieturi, să le numesc așa, pe care mi le-aș fi dorit și înainte să le fac, doar că timpul nu mi-era cel mai bun prieten în momentele acelea. Plus că cred că pentru toată lumea statul împreună cu familia a fost o modalitate foarte bună de a depăși aceste momente într-un mediu cât mai cald și ok. Bogdan, te rog pe tine. Da, a fost o situație destul de delicată și aici, înainte să spun părerea personală și experiența personală, vreau să mai spun încă o dată faptul că colegii sunt foarte importanți în domeniul medical. Practic, pacientul nu este tratat de un singur medic care ia în cărcă toate problemele lui, ci de o echipă de medici. Și exact în perioada asta a studenției, a stagiilor, se creează niște deprinderi de comunicare, de colaborare, care ulterior sunt cu totul necesare. În ce privește partea personală, a fost o, să zicem că a fost o perioadă deosebită, în sensul că nu s-a mai întâmplat așa ceva și a trebuit să învăț
să mă bucur și de lucrurile mai simple care erau în jurul meu, să mă axez pe niște lucruri care, să zicem că nu aveam timp să le fac, de exemplu, pe a practica în mod constant, nu știu, activitate fizică, ceea ce nu puteam să fac decât foarte rar când eram în mediul normal al facultății. Mi-am descoperit și alte hobby-uri, deci de ce nu? Poate fi văzută și ca o perioadă de autocunoaștere, cred că pentru fiecare. Nu depinde ce parte a paharului privim, partea plină sau partea goală, pentru că avantaje și dezavantaje se pot găsi în orice soluție oferim sau în orice situație. Dar e bine să ne axăm pe avantaje și pe soluțiile pe care le găsim și ce putem să păstrăm din ele. Și să privim pozitiv și, de fapt, fiecare experiență să o considerăm că este doar o experiență care ne ajută să fim mai buni și mai colaborativi. Andreea? Da. Sunt total de acord cu ce au zis colegii dinainte. Din punctul meu de vedere, a fost o perioadă bună pentru a putea să ne dezvoltăm și pe plan personal, pentru că majoritatea organizațiilor, dar nu numai, au organizat webinarii de dezvoltare personală, de dezvoltare de aptitudini, de dezvoltare profesională. Și pe lângă asta, noi ca studenți la facultate am învățat cumva să învățăm singuri dinainte pentru a fi deja pregătiți la orele de curs prin materialele pe care ne erau postate înainte de dinainte pe campus. Și tu ce hobby ai avut? Ce ai făcut ca să te simți mai bine? În principiu am reușit să-mi fac timp să citesc mai mult, pentru că chiar dacă a fost destul de aglomerată perioada și cursuri și teme și ligă, am reușit să stau și cu familia și cumva cred că m-a încărcat cumva de energie acest lucru. Mă bucur. Alexandra? Din experiența colegilor mei studenți, aceștia văd trecerea la online eficientă totuși, comodă fiind de acasă, alături de familie, însă cea mai des întâlnită afirmație a colegilor mei a fost aceea că tot mai bine e la școală. Iar în ceea ce mă privește pe mine ca și student masterant, eu și lucrez chiar în domeniul pe care l-am studiat, a fost și dificil și nu prea, în sensul că să fii și la lucru, să fii și la cursuri online, fiind implicată și în anumite activități din cadrul universității, și aici mă refer la promovare, la Erasmus și așa mai departe, a fost necesar să mă implic și acolo în activitățile respective, dar cumva le dibuim noi. Pentru tine, ce hobby ai avut în această perioadă? Cum ai ales să te bucuri de ea? Să stau cu familia, bineînțeles, mai mult decât o făceam înainte și să mă bucur de natură. Sperăm că așa este. Vă mulțumesc tuturor. Dacă aveți așa la final, întotdeauna când moderez sesiunile, dau 30 de secunde, maxim 15-30 de secunde, deci elevator pitch, da? Pentru o întrebare. Și întrebarea de acum este, dacă ar fi să luați și să spuneți într-un singur cuvânt sau să caracterizați ultimele 3 luni, care ar fi acela? Cine începe? Alex? Oportunitate. Cred că e cel mai bun cuvânt pentru asta. Andreea? Dezvoltare. Bogdan? Life-changing, pragmatism și centrarea pe lucrurile care contează. Un cuvânt. Pragmatism. Alege un cuvânt. Pragmatism. Bun. Adi? Noutate. Alexandra? Alexandra, trebuie să-ți pornești microfonul. Am spus că și eu aș merge tot pe noutate. Da, deci acestea au fost părerile studenților de la cele 4 universități din Timișoara, universități care în aceste zile vor semna și o alianță a universităților din Timișoara.
Pentru încheiere, am să vă arăt eu, să zicem, partea de final pentru acest webinar. Am să vă rog, colegii mei au pus un link privind formularul care puteți să-l completați ca să vă dați cu părerea despre acest webinar, îmi cer scuze. Vă invităm să vă înscrieți la conferința EDEN, care se va întâmpla peste aproximativ 10 zile, între 22 și 24 iunie, la Timișoara. O vom transmite live, sunt personalități de marcă care vin, fondatorul Moodle, Daniela Rus de la MIT, care a inventat și care lucrează în laboratorul, care face roboții aceia, care vedeți că sar și dansează. De asemenea, participanți de la Comisia Europeană, șeful Digital Education Plan, și de la Universitatea Open University din Anglia, de la cea mai mare universitate din Spania și de la cel care dezvoltă unelte pentru analiza educației în mediul online din Grecia. Pentru participanții la acest webinar, ca întotdeauna, se vor elibera certificate digitale OpenBench, care le veți primi prin e-mail, fiecare dintre voi, în funcție de funcția pe care ați avut-o. Studenții își vor câștiga primul badge, probabil OpenBench, de prezentator. Și vă invităm săptămâna viitoare, tot la o întâlnire cu studenții, de această dată cu ANOSR, cu Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România. Vor participa conducerea acestei organizații, Petrișor Țucă, Tamara Ciobanu și Ana Duplava, și vom discuta despre experiența lor și despre modul în care politicile pe care ei au putut să le influențeze mediul educațional pentru universități s-a întâmplat în această perioadă. Vă mulțumim tuturor, vă dorim în continuare sesiune plăcută studenților, absolvire plăcută pentru Alex, el se apropie de finalizarea studiilor, în curând intră în examenul de licență, mult succes! Vă dorim să aveți o vacanță frumoasă și să vă bucurați totuși de această studenție, iar acest mod de îmbinare, blended learning, a învățământului online cu învățământul tradițional, să devină o unealtă puternică și în formarea voastră ca și, să zicem, studenți digitali, studenți care vor putea să învețe independent pe întreaga durata vieții. Vă mulțumim și vă așteptăm și săptămâna viitoare, în 17 iunie la ora 16, din nou la întâlnire cu studenții, ultima întâlnire a webinarilor împreună online din acest an academic. Vă mulțumesc!